Oare și bine la declarațiile... Două calculatoare sunt suficiente pentru toată lumea? Deci avem... Deci FC pătrat nu e valabil. Nu știu, poate să fie un caz particular la alte teorii, mai acolo cum s-a întâmplat de fiecare dată. Deci nu asta e problema. Ci problema este, pentru cine facem asta? Pentru om sau pentru plăcerea de a face formalizare juridică? Pentru om. Dacă omul este fericit, e minunat. Dar eu constat că nu e fericit. Constat că cu toată această formalizare, noțiunea de calitate a vieții, ei n-am știut să o formalizăm și să o punem în ecuație. Conceptul de Gaia înseamnă ce? Geostazie planetară, asta înseamnă ca să iau politici de dezvoltare durabilă în consonanță cu realitatea, am nevoie de o cunoaștere care înseamnă geostazie planetară. Asta înseamnă o problemă foarte delicată de echilibru dinamic între probleme entropice și negentropice. Este un viu structurat care stă pe un substrat și împreună formează o problemă așa de sofisticată. Hai să ne vedem acolo cum stăm să discutăm, nu E egal cu MC pătrat. Pe acolo este și o trăire, că în fond toată povestea respectivă este că omul vrea să trăiască, să se simtă bine, să se bucure. Bucuria nu poate să intre într-o ecuație. Ar fi păcat să intre într-o ecuație. Și deci, cu alte cuvinte, eu zic că e locul de toată lumea. Nu trebuie să... Noi, în cel puțin, în centrul de studii complexe, nu dăm dogme. Ci încercăm să arătăm forme foarte diferite, în care fiecare este liber să-și asume și cu atât mai mult să se cunoască și cei care se simt atrași de partea rațională se vor duce natural, și asta sperăm, către persoanele care reprezintă trader pe acea direcție. Deci cine simte nevoia de formalizare prin mai directă a fiicii în sensul respectiv, te cunoaște, de fapt, că ai fost pe insulă cu noi, data timp, ești în grupul nostru, deci sigur că vor găsi, la un moment dat, persoana potrivită. Dar mai sunt unii care caută și caută și altceva. Și acei ceva nu înseamnă că sunt afară legii, că n-au ce vorbea, că sunt niște excomunicații, ai gândiri, nu știu. Deci, poate cuvinte, asta e frumusețea, diversitatea omenirii pe care noi încercăm să o evocăm în centrul de studii complexe. De asta, ca cercetare experimentă, se numește cercetare exploratorie, definită în dicționar, cercetare exploratorie, tocmai asta face. Încearcă să demonstreze, în nivel de nivel înalt, intuiția care poate să fie doar poetică sau poate să aibă și rădăcime profunde. Atunci, într-un fel sau altul, cercetarea exploratorie și poate permite, în principiu, să facă niște derogări, fără să uite, asta se numește și lateral thinking, out of the box, prin despre ce vorbim aici. Ieșim out of the box, ne vedem și până întoarcem tot, de esența că nu avem cum să uităm, dar nu e frică să ieșim, pentru că nu avem ignoranța inițială, că nu scântăm de simplitate, ci de simplu. Iar simplu însă esența, apropo, deși ca să încheiem povestea, începem cu un coșbuc, care pentru mine o punem direct acolo pe pentru cu mai multă lume o discutăm foarte serios, în ședințe mult mai formalizate, dar de matematică puțin mai categorial, așa, nu de matematică formală ca sisteme dinamice, și care înseamnă ceva de genul ăsta, că realitatea asta este proiecția, este geometria proiectivă a lumii spirituale. E o frază interesantă, profundă. Scopresul de Blaga, scuze-mă. Deci, în principiu, cu foarte multă lume, cu matematică multă, în cap, ne batem numai pentru fraza asta. Interesant de discutat, pentru că o intuiție poetică care are foarte multe lucruri interesante, iar geometria proiectivă a scos acum, în ultima perioadă, niște observații extrem de interesante de formalizare, care merită puțin atenție. Iar calculatorul nu mai lucrează de mult cu cifre, el lucrează deja super formal. Am în buzunar, țineți minte că am și avut niște studenți care am văzut aici, avem rețele neurale hard, cu 1000 de neuroni în buzunar, care reușește să facă lucruri extrem de interesante, se emuleze foarte multe lucruri, iar cu la domnul profesor Leon Zagrean aveam chiar celule neuronale crescute în viu, pe care facem analize să vedem cum răspunde, deci analiză matematică, facem pe semnale de acolo, pentru a înțelege limbaje, nu limbajele noastre, ci limbaje puțin mai subtile. Deci avem ce face, slavă Domnului, și ne ajută chiar unii care au o extraordinar de mare intuiție și care nu au uitat în dogme. Și care au deschidere necesară și își pun impără, da, dacă ar fi adevărat. După care mergem frumos, vedem că nu e. De mult învățarea asta devine mai profundă. Căci este nu printr-o asimilare printr-o dogmă, ci este prin observația, contradicție și autodezvoltare, autoasumare. Pentru că am văzut greșeala. Și suntem clar că putem avea o vedere sensibilă cu care putem vedea o parte a realității, cu toți o avem, și în momente dramatice ne ducem către cineva și le evocăm brusc. Îl uităm. Eu am citat asta fenomenul mă duc la mama. Copilul mic nu are nicio treabă să plimbă peste tot, dar odată se lovește la dege, nici eu să-i curgă pe oameni sângele, deci la mama. Păi când nu mai știm să rezolvăm, de ce mai dăm Dumnezeu așa? Nu știu de ce, dar toată lumea se duce acolo când a trebuit să... Tu se ducă dacă tot e formulă, dar se duce acolo la momente critice. Deci e interesant și drumul ăla. Ființa umană e puțin mai complexă decât și aia mi-a plăcut Drăgărescu în toată gândirea lui, că este problema este structural, fenomenologic. Structural e o parte din realitate, o punem la punct, e un invariant, de o anumită structură. Eu pot să desez un cerc și să-l iau ca simbol de universal de filozofie, pot să văd o grămadă de, să-l văd ca simbol de desen în sensul unei
zâmbet și le fac un smile ăsta pentru comunicare pe internet, poți să-i pun niște raze, zic că e un soare, sau poți să-i înțeleg un invariant care este pi, care e o esență care nu care contează nici de plăcere, dar nu înseamnă că una e mai importantă decât cealaltă. Cum am comunicat și m-am simțit bine și a fost toate componente și mi-a dat o stare emoțională care pot să mă duc la serviciu a doua zi cu bucurie, și cineva mi-a dat o șansă de a discuta foarte formal, foarte clar, foarte exact, ca să știu cum funcționează nu știu ce lucruri. Și a doua sunt împreună. Poziția vieții are și altceva decât formulă. Dar hai să vedem, apropo de zona indiană și experiența respectivă. Oricum, eu zic că o asemenea întâlnire nu trebuie trăită, nu vorbită. Sunt atâtea expediții care se fac. Noi, în școala noastră Nexus, care sper că se va propaga încet încet, mai degrabă în sănătate decât în țară, avem această metodologie importantă, sunt două fenomene noi. Unul, părintele și copilul trebuie să vină împreună la școală, pentru că dacă părintele nu este upgradat, nu are cum să aibă o comunicare naturală copilul. Și ședințele de lucru sunt pregătite astfel încât să se pregătească o expediție. Deci finalitatea nu se face odată la și o școală, altfel o săptămână, ci se face cam din 10 în 10 săptămâni. Și expediția și toată grupa respectivă, părinți, copii și de aceeași generație, că dacă toți îi faci pe toți la aceeași vârstă, fără să vrei, ai tensiune internă și se scalează natural și atunci automat are o armonie în lucru, ci e o vârstă comparabilă, dar diferite. Părinți, prin definiție, o altă, deci e o zonă heterogenă la prima vedere și care, paradoxal, capătă, la sfârșitul celor 10 întâlniri, care sunt în cursul respectiv, capătă o temă de expediție. Și atunci pleacă de expediție. Dar expediții fiecare are un rol. Unul are un rol să facă programul de seară și să ne simți bine seara și ne cântă și face programul de seară. Altul are programul de a face coțunaș și ne face mâncare foarte frumoasă. Are alte probleme să facă foșne după durii și din foșne după durii să scoată data mining, apropo de probleme de bază mari de date, să scoată limbaje. E bătălie foarte mare la nivel global de a scoate pattern-uri în zvonul respectiv pentru realizarea unei diagnoze a pădurilor, de exemplu, numai din foșnitul lor. Sau alte teme interesante în care se scoate din semnalul electric prea de o plantă un limbaj de comunicare cu regulul vegetal. Sunt programe internaționale. Care par stupide la prima vedere. Și care nu au legătură cu o formalizare directă, imediată, ci cu o semiotică. O semiotică care se descoperă din măsurătorile respective și pe care se atașează tătașul semantică. E o altă formă de abordare. Și foarte interesant, copiii reacționează excepțional. Așa că avem avantajul că îi putem prezenta în forme diferite, mai o școală Waldorf, mai o școală Montessori, dar mai și o școală Nexus și automat din variabilitatea asta, fiecare se dezvoltă. Asta e frumusețea retortei umane care o traversă. Iar epigenetica face restul, pentru că sub presiunea respectivă, sigur, vor apare mutații. De la boli, ca primele semne de neadaptare, până la mutații, probabil, dată factură, apropo de Markovski, academicianul nostru, care a postulat saltul pe care avem de la neurocortex către materie mistică. Ne mai crește un strat. Cum a fost și închei dramatic, observația că se spune și este scris undeva că veniga aici între mai mulți și 800 noi. Acum mai avem până facem saltul ăla la ceea ce se numește om. Da? Saltul ăsta înseamnă, de fapt, tocmai această agitație care avem acum și care stimulează niște salturi. Vă mulțumim mult pentru această seară. Primul rând, vă mulțumim cu o dată, domnul profesor și domnul prieten Silabu. Și nu așa cum vă mulțumim pentru seara asta și pentru atitudinea și atmosfera de apropiere și de încurajare pe care, de când ne-am întâlnit, ne-a acordat-o, cu experiența care o are și în partea de conducere, să zicem, socială, și în partea de chirurgie, și în partea de interacțiune cu omul, ne-a ajutat extrem de mult să înțelegem că mai avem și un pic de valoare, deși nimeni nu ia în prea serios centrul de studii complexe, e un ONG acolo, ce contează. Dar dialogul cu el ne-a ajutat foarte mult să ne înțelegem și valoarea și poziția, așa că încă o dată mulțumim de două ori. Vă așteptăm cu drag în fiecare luni pe lunei. Sănătate!